Bună seara tuturor, vă spun din nou din studio, sunt Daniel Fodorean și e bucuria mea să ne întâlnim din nou pe această cale la emisiunea Teologia în Actualitate. Am început o serie de emisiuni despre identități evanghelice și am vorbit deja despre Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală și în seara aceasta vorbim despre Biserica Creștină după Evanghelie. Sunt bucuros ca în seara aceasta să-l avem ca invitat pe domnul conferențiar universitar Ieremia Rusu, rectorul Institutului Teologic Creștin după Evanghelie Timoteus. Vă spun bună seara, bine ați venit în emisiunea noastră. Bună seara, bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe telespectatorii dumneavoastră. Am fi vrut să începem cu teologia, cu siguranță, dar aș vrea să ne oprim mai întâi de toate la partea istorică, pentru că o confesiune creștină, confesiune evanghelică, își are propria ei istorie, care cred că ar trebui să fie cunoscută de cei care ne ascultă și ceea ce am constatat eu, cel puțin în bisericile baptiste, este că unii dintre cei care sunt în Biserica Baptistă nu-și cunosc propria istorie și doctrină și probabil că este valabil și pentru alte confesiuni creștine. Știu că a studiat și a scris inclusiv teza de doctorat pe această temă, cine sunt creștini după Evanghelie, și aș vrea să începem în seara aceasta, dacă puteți să ne spuneți puțin despre cum a apărut Biserica Creștină după Evanghelie în România și în lume. Într-adevăr, teza de doctorat a fost pe începuturile creștinilor după Evanghelie și pe doctrinele caracteristice ale acesteia și am avut privilegiul ca să studiez cu domnul profesor Vasile Talpoș. Biserica Creștină după Evanghelie face parte din mișcarea fraților la nivel mondial. Și a început prin misionari din mișcarea fraților din Europa, din Anglia, din Elveția și mai târziu și din Germania. A fost un misionar care, englez, care a mers în Rusia. El se numește Edmund Hammer Broadbent și întorcându-se din misiune, a trecut și prin București și este consemnat faptul că mergând pe calea victoriei și văzând comportamentul oamenilor din acea perioadă și-a dat seama că au nevoie de Evanghelie și cu lacrimi a îngenunchiat pe calea victoriei și s-a rugat lui Dumnezeu ca să aducă Evanghelia și în România. A scris un articol chiar în acea perioadă, în primăvara anului 1899, despre necesitatea de a aduce Evanghelia românilor care nu o cunosc. Acest articol a fost publicat într-o revistă a adunărilor frățești libere din Elveția, SMAI, și a fost citită de Francis Bernei, care era un institutor și directorul unei școli biblice din Tunis, Tunisia, Africa. El era membru în bisericile creștine pe Evanghelie din Elveția. Și citind acest articol, a fost atât de mișcat de Duhul lui Dumnezeu, încât în 15 septembrie, 1899 a plecat împreună cu soția, cu copiii, împreună cu cumnatul său Charles Aubert, a plecat în România și a început să predice Evanghelia în București, mai întâi în limba franceză, pentru vorbitorii de limbă franceză, francezi, elvețieni, dar și români care cunoșteau limba franceză. A predicat Evanghelia un an și jumătate, iar după un an și jumătate, în toată perioada aceasta, el a învățat limba română. Și la primul botez nou testamentar pe care l-a făcut, aici în București, la primul botez, el a ținut prima predică în limba română. În ce an era asta?
În 1901, era deja una și jumătate de când era în România. Și de atunci s-a înființat, din 1899, s-a înființat prima adunare creștină după Evanghelie și în limba română a început să se predice din anul 1901. Au venit și alți misionari din adunările frățești libere, din Elveția, din Anglia, și au ajutat lucrarea și s-au format noi lucrători dintre români. Erau tineri care au învățat Evanghelia, au trăit-o și au putut ca să explice și altora. După 10 ani, autoritățile române, sub influența conducerii Bisericii Ortodoxe din acea perioadă, i-a expulzat pe misionarii străini. Și Francis Bernei avea o inimă atât de legată de România, încât s-a dus la Rușciuc, la ruse, la bulgari, și a locuit pentru o perioadă acolo, iar predicatorii din România, românii, mergeau la Rușciuc ca să le țină lecții biblice. Și apoi se întorceau în București și predicau Evanghelia către ceilalți credincioși. Deci nu mai putea să călătorească înapoi în România. Nu mai putea. A mai putut să meargă în Transilvania. Și de asemenea erau creștini care mergeau în Transilvania, pentru că atunci nu avusese loc încă unirea celor trei principate române, și în felul acesta a putut ca să continue lucrarea. Dar în același timp el a pregătit și alți oameni și au venit, au trimis dintre tinerii români, i-au trimis ca să studieze în Elveția. Iar mai târziu au studiat și în Germania, la Widenest, școala biblică care mai târziu s-a mutat la Widenest. Lucrarea lui Dumnezeu s-a consolidat aici, în București, și au fost Grigore Constantinescu, a fost Florea Moisescu, mai târziu Oprea Gheorghe, au fost Marin Ionescu. Și aceștia au predicat Evanghelia în zona aceasta, dar au și călătorit în țară. În Ploiești, în anul 1907, s-a deschis prima adunare creștină după Evanghelie. Această lucrare a început printr-un grup de tineri. Unul dintre ei, Gheorghe Giuvelea, care mai târziu s-a și dezvoltat ca un industriaș renumit și a putut să susțină lucrarea lui Dumnezeu și prin mijloace materiale. Unul dintre ei, Gheorghe Giuvelea, avea 18 ani când s-a întors la Domnul. În Ploiești sau în Ploiești? În Ploiești. Și în felul acesta au intrat în legătură unii cu alții și au format o echipă foarte bună. Principiul de evanghelizare al creștinului după Evanghelie din perioada aceea era asemănător cu cel al apostolului Pavel, care mergea în cetățile principale, predica Evanghelia, erau oameni care se întorceau, iar aceștia la rândul lor formau o biserică, iar ei evanghelizau regiunea respectivă, localitățile din prejurul orașului. Așa s-a întâmplat și cu Bucureștiul, așa s-a întâmplat și cu Ploieștiul, și înființându-se o biserică în Ploiești, aceasta a evanghelizat mai departe în prejur. Dacă ar fi să ne întoarcem, să încadrăm mișcarea fraților, pe ce linie în relație cu celelalte confesiuni creștine, mișcări evanghelice, vine această mișcare a fraților în Europa? Mișcarea fraților a început în Dublin. Erau trei grupuri care studiau Cuvântul lui Dumnezeu într-un mod independent, într-un mod în case. Și cele trei grupuri au fost Edward Cronin,
care era un medic. Una dintre caracteristicile începutului mișcării fraților a fost faptul că, spune un istoric care a detaliat foarte mult această istorie, erau tineri și educați. Și Edward Cronin era medic, dar era tânăr. Și el fusese romano-catolic, s-a întors la Dumnezeu, s-a mutat în Dublin, a vrut ca să viziteze mai multe biserici din acestea dizidente, dar ele i-au cerut ca să fie membru lor, altfel nu poate avea parte cu ei la masa Domnului. Și Edward Wilson, care era președintele, era secretarul societății biblice, el a protestat și a zis, este normal dacă are nașterea din nou ca să participe cu noi la masa Domnului, chiar dacă nu este membru nostru. Și au început ei să studieze împreună Cuvântul lui Dumnezeu, s-a format un grup mai mare. Un alt grup a fost cu unul dintre părinții mișcării fraților, Anthony Norris Gross, care era de asemenea tânăr, la 19 ani, el era medic stomatolog, era dentist și avea deja venituri foarte mari. Dar el a făcut un lucru, a părăsit toate acestea ca să se preocupe doar de Cuvântul lui Dumnezeu și a și plecat în misiune în Bagdad împreună cu familia lui. Și el împreună cu John Gifford Bele, un avocat, ei au stabilit un alt grup. Și altul a fost John Parnell, care a devenit Lord Congleton mai târziu, și el a pornit și el un grup. Aceasta se întâmpla în anii 1825-1829. Grupurile au aflat unii de alții, au început să aibă legături împreună, au format o biserică. Anthony Norris Groves avea o soră, iar George Mueller, care cunoaștem, este renumit prin faptul că a trăit prin credință, în susținerea unei lucrări formidabile, cea cu orfelinatele, George Mueller era un prusac, el vroia și el să vină ca misionar, chiar în București a vrut să vină, dar nu l-au lăsat părinții. Da. Și George Mueller s-a întâlnit cu Harry Craig, prin el l-a întâlnit și pe Anthony Norris Groves și s-a căsătorit cu sora lui. Și George Mueller împreună cu Harry Craig au predicat Evanghelia în Bristol și au format o biserică mare care a tot crescut, veneau până la 1000 de persoane ca să asculte predicile celor doi. Și aceștia au continuat lucrarea aceasta în Dublin, din Dublin în Bristol. Și ei au, George Mueller s-a ocupat ca să deschidă orfelinate. Primul orfelinat a fost deschis în Bristol, a fost deschis pentru 26 de copii. George Mueller a murit la 93 de ani. În toată perioada aceasta prin orfelinatele lui se estimează că au trecut peste 10.000 de copii, plus școli pe care le-a înființat și elevi care au studiat în școlile înființate de el. El a avut un principiu pe care l-a văzut la Anthony Norris Groves, și anume trăirea prin credință în domeniul acesta al finanțelor. Adică spunea toate nevoile lui financiare, materiale, îi le spunea lui Dumnezeu și nu le spunea oamenilor. În schimb, orice donație o primea, dădea raport perfect legat de orice ban, orice donație, sub orice formă ar fi primit-o, dădea raport oamenilor. Deci dar cerea Domnului și când dădea raport, dădea raport. A primit o donație, dădea raport. Și el are foarte multă istorie și consemnat este o autobiografie pe care a scris-o cu evenimente de-a dreptul miraculoase în care Dumnezeu a lucrat. Și
trăirea lui prin credință a încurajat pe mulți credincioși ca să trăiască astfel. Deci George Müller a fost parte din mișcarea fraților. Da. Și ați menționat aceste trei grupuri care s-au format, s-au extins la nivelul Europei după aceea. Într-un sens... În Elveția s-a extins, e foarte interesant și aici, a pornit cu pastori calviniști și apoi cu studenți, grupuri de studenți și pentru că ei studiau Sfânta Scriptură în case, ei, pastorii, chiar doi dintre ei, au fost puși în închisoare. Era interzis la reformați, o țară reformată, era interzis studiul Bibliei în case. Deci, dacă pus, și atunci a fost un pastor proeminent, Olivier, care a protestat și a ieșit din biserica de stat. Și în felul ăsta s-au format adunările frățești libere. Deci Irlanda, Anglia, Elveția. Elveția, Belgia, Italia, Germania și s-a extins în Europa, a ajuns și în România în 1899 și în 40 de ani a ajuns pe 5 continente. A fost o mișcare care a pornit foarte puternic și s-a răspândit pe toate continentele. Din nefericire, a fost un eveniment, o schismă care a avut loc în Plymouth, unde era un credincios Benjamin Wilson Nilsson, Newton, și el era din Plymouth, a pornit o adunare creștină pe Evanghelie sau din mișcarea fraților în părtășie cu ceilalți credincioși din celelalte părți din Europa. Și la această adunare l-a invitat și pe cel care îi fusese lui mentor în timpul facultății, pe John Nelson Darby. Uh-huh. Și la un moment dat Darby, care era mentorul lui, cam cu 7 ani era mai mare, a văzut că Newton se desprinde și nou Newton a dezvoltat o escatologie, o doctrină despre vremurile de pe urmă diferită de a lui Darby. Și Darby s-a supărat pe aceasta, a început să-l atace, Newton a trebuit ca să-și dea demisia din biserică, dar Darby a continuat ca să atace biserica din Plymouth. Și a adus o ruptură între adunările frățești foarte mare. Și s-au format două ramuri, o ramură care se numește Open Brethren sau frații deschiși sau frații liberi și Closed Brethren sau frații exclusiviști sau frații închiși și cei darbiști. În ceea ce privește creștinul pe Evanghelie, aparțin de Open Brethren, care acceptă, de aceea există și colaborarea aceasta foarte liberă cu celelalte culte evanghelice fără restricții. Pentru că știm că mântuirea o dă Domnul Iisus Hristos, nu un cult sau altul. Aceste grupuri, am înțeles că s-au dezvoltat, ne-ați explicat cum s-a dezvoltat această mișcare și am remarcat, cel puțin până în prezent, trei aspecte care probabil se vor reflecta și în practicile și în discuția care o vom avea despre doctrină. Unul, în mișcare au fost implicați tineri, ceea ce este foarte frumos. Doi, au fost implicați profesioniști, oameni educați și oameni care aveau anumite profesii bine stabilite și am remarcat din ceea ce a spus dumneavoastră este această mișcare care a plecat cumva din grupuri, din case, mai mult decât din instituții. Așa a pornit, da. Și după aceea au apărut adunările publice. Adunările publice. La nivel mondial, Biserica Creștină după Evanghelie astăzi este organizată într-un anumit fel, o anumită relație între aceste biserici creștine după Evanghelie sau bisericile fraților din diferite țări? Sau care este situația? Unul dintre principiile care este aplicat mai ales în străinătate este cel al independenței bisericii locale.
la noi în România, nu mergem pe independență, mergem pe autonomia bisericii locale. Adică ești independent în autonomos, între anumite limite date de Biblie, date de statut, de mărturisirea de credință, și avem o anumită structură de relații între bisericile locale. În străinătate nu este așa. În foarte multe țări, bisericile sunt de sine stătătoare, dar există conferințe, există întâlniri, există publicații, există colaborări pe diferite planuri între aceste biserici, dar fără ca să existe o structură mondială. Deci nu există o structură mondială. Nu, cea mai largă organizare este o conferință a adunărilor, a bisericilor creștini pe Evanghelie, care are loc o dată la 4 ani, dar nu are o structură de conducere, ci pur și simplu este vorba de o întâlnire, schimb de experiență cu seminarii. Avem de asemenea și organizație, o organizare, o relație a istoricilor, de exemplu, ai mișcării fraților sau ai teologilor, dar toate acestea fără niște structuri formale. Și bordul acesta care există pentru organizarea conferințelor odată la 4 ani, și bordul acesta este doar pentru conferință. Nu. Și nu este o poziție într-o structură de conducere. Am înțeles că ați făcut o diferență interesantă între independență și autonomie. Am înțeles că ați definit autonomia ca fiind o autoconducere și autodeterminare a adunărilor locale, dar care nu exclude asocierea. Și dacă am înțeles bine, independența presupune o independență totală, mă repet, în care nu există așa de multe legături structurale, organizatorice cu celelalte biserici. În România totuși avem cultul creștin după Evanghelie. Cum se plasează această structură vis-a-vis de ceea ce a spus și când s-a înființat cultul creștin după Evanghelie, care este istoria cultului creștin după Evanghelie? Ca și cult, cultul a fost înființat mai târziu, în 1948, dar înainte de aceasta a fost înființat o asociație religioasă. Iar ca asociație religioasă a fost înființată începând cu 1925, pe urmă iar au fost desființate asociațiile religioase prin lege, iar li s-a permis ca să se înființeze și în final a apărut legea cultelor care a permis lucrul acesta și în anul 1948 s-a înființat prin decretul 177 din 4 august, s-a înființat și cultul creștin după Evanghelie. Deci atunci este momentul oficial. Organizarea a existat înainte, dar și dacă ar fi să amintim despre cultul creștin după Evanghelie, cum sunteți dumneavoastră organizat în cadrul cultului creștin după Evanghelie? La baza întregii organizări stă biserica locală. Orice altă organizare este doar de suport pentru împlinirea misiunii, întreitei misiunea bisericii locale. Dar baza este biserica locală. Celelalte forme de organizare este comunitatea zonală, condusă de un comitet zonal. Apoi, la nivel național, este Consiliul Național, formată din delegați, iar la delegați de către comunitățile zonale, iar Uniunea Creștină după Evanghelie este cea care conduce executiv și este comitetul executiv format din președinte, vicepreședinte și secretar general. Aceasta ar fi structura în mare. Ce este interesant este faptul că
în ceea ce privește biserica locală, conducerea bisericii locale, are la bază principiile nou testamentare, nu prin vot, nu prin număr de reprezentare, deci nu democratic. Dar comunitatea zonală și apoi structurile naționale, toate acestea se formează și funcționează prin aceste pârghii democratice. Adică număr de reprezentanți, mandate, alegeri, structurile toate acestea ajutătoare pentru biserica locală sunt democratice, dar în cadrul bisericii locale nu funcționează democrația. Câte comunități regionale aveți și unde sunt mai multe biserici creștine după Evanghelie în țară? Cred că sunt 18, nu sunt sigur acum, dar cred că 18 sunt și ele sunt cele mai multe în Prahova și în Moldova, în partea de nord a Moldovei. Iași, Suceava, acolo sunt cele mai multe. Deci acestea ar fi. Apoi este sigur Bucureștiul, care are multe biserici, chiar capitala țării are. Brașovul este o regiune puternică, unde există Sibiul și la Sibiu există mulți creștini pe Evanghelie. Dar centrele cele mai importante rămân Prahova și Suceava, Iași. Iași, Suceava. Dacă ar fi să ne întoarcem la biserica locală, care înțeleg că ocupă un loc, să zic, esențial în toată această structură de organizare, dacă am putea să-i spunem așa, această părtășie între biserici. Biserica prima a fost în București și după aceea Ploiești, am înțeles că a urmat Bucureștiului. Ce puteți să ne spuneți despre prima biserică creștinilor pe Evanghelie din București? Ea a fost înființată în 1899 și apoi a avut diferite locații în București, pornind de la strada Tei, până a ajuns în prezent în strada Episcopului Radu, iar de aici s-au format foarte mulți lucrători. Aici au apărut și publicații care au fost de mare valoare, publicații care au fost răspândite în țară și alte orașe au devenit și ele centre pentru reviste, pentru publicații de felul acesta. În Ploiești, București și Ploiești au întemeiat biserica din Iași. Cum s-a întâmplat aceasta? În 1916, în timpul războiului, până în 1918, au fost credincioși din București și din Ploiești care s-au întâlnit în Iași și au început să se adune acolo, au propovăduit Evanghelia și s-a format astfel o biserică în Iași. Iar din Iași s-a răspândit Evanghelia în localitățile din prejur. Deci este și o colaborare între biserici în felul acesta. Nu numai misionarii străini au făcut aceasta. De exemplu, în Brașov, în zona Brașovului, în zona Sibiului, au fost misionari care au mers și au vestit Evanghelia în principal, la început, în comunitățile de sași. După aceea, la români. Și în felul acesta, Evanghelia a ajuns ca să fie primită mai întâi de vorbitorii de limbă germană și după aceea de români. Și acesta a fost un model, dar în Oltenia, de exemplu, a fost un
colportor de Biblii. El, în timpul armatei, un tânăr a ajuns ca să aibă o operație și pe patul de spital fratele lui a dat o carte veche, fără coperți, fără titlu, și el a citit-o. Și a văzut că este despre Dumnezeu și a fost foarte interesat. Și când a ieșit din spital, și-a cumpărat o Biblie. Și când a citit, era cartea pe care o citise el. Și a fost atât de îndrăgostit de Dumnezeu și de Biblie, încât s-a făcut colportor de Biblie. Și a transmis Biblia la Goicea Mare, de unde era el, în Craiova, în Târgoviște, în alte zone. A ajuns până la Bârlad, până tot dând Biblii oamenilor ca și ei să-L întâlnească pe Dumnezeu. Acesta este un alt model de transmiterea Evangheliei și de formare de biserici. Deci dacă înțeleg bine până acum, dacă ar fi așa cumva să mă uit din exterior la această paradigmă, acest model misionar pe care, sau modele misionare pe care dumneavoastră le spuneți, unul ar fi prin mutarea într-o anumită localitate, prin prezența în acea localitate și împărtășirea Evangheliei acolo, în acea localitate, plecând de la relații personale, întâlniri în grupuri mici, în case. Celălalt model este distribuirea Sfintelor Scripturi prin aceste persoane care distribuiau Biblia. Da, foarte corect. Ce remarc din ceea ce a spus dumneavoastră este accentul acesta pus pe ideea de mișcare, nu ideea atât de mult de control și de direcționare de la centru, ci Evanghelia, într-un fel, era cea care mișca oamenii și adunările, iar întâlnirile erau generate de tocmai de înțelegerea acestui mesaj a Evangheliei. Acesta îi unea, și foarte interesant modul în care s-a răspândit fără un anumit plan strategic, dacă înțeleg eu bine. Nu știu. Fără un plan strategic uman, dar cu un plan strategic divin, oameni care s-au lăsat conduși de Duhul lui Dumnezeu cu dragoste pentru Domnul Iisus Hristos și pentru Evanghelie. Și au făcut lucrarea aceasta cu pasiune și cu sacrificiu. Nu puțini au fost persecutați, au fost bătuți, au fost amenințați, au fost mai târziu și aruncați în închisoare în perioada comunistă, deci au fost tocmai pentru răspândirea de Biblie. Deci această dorință de a împărtăși Evanghelia a avut și opoziție, dar prin puterea lui Dumnezeu. Mă gândisem la altă întrebare, aproape că am renunțat să o mai pun, deși cumva mă oblig să o pun. Am realizat că mișcarea creștină după Evanghelie își primește forța nu din personalitatea umană, ci din mesajul Evangheliei, din comunitatea locală, din centrarea pe Evanghelie, din lucrarea pe care Duhul Sfânt o face în adunare, și forța nu este într-un om. Dar cu toate acestea vreau să pun o întrebare, pentru că istoria trebuie cumva să remarcăm. Care ar fi anumiți slujitori care s-au remarcat, nu în sensul prin poziție, în structurile mișcării a bisericilor creștine după Evanghelie, dar prin lucrarea, prin slujirea lor? Dacă ați putea să ne spuneți, ne-ați amintit câteva nume și dacă aș vrea puțin să ne explicați despre... Totuși aș porni cu Edmund Broadbent. A scris Pilgrim Church, Drumul Bisericii, o carte de istorie bisericii care a fost tradusă și în limba română. El totuși a avut pe inimă și de la el a pornit aceasta. Apoi este Francis Bernay, un alt misionar care a lucrat mult, este Johann Bührer. El era arhitect din Elveția de limbă germană și a venit în România ca misionar, dar pentru că nu ar fi fost expulzat, el a lucrat ca arhitect în Ploiești, din
anul 1912 s-a mutat în Ploiești și a lucrat ca arhitect la Societatea Petrolieră Astra Română. Dar misiunea lui era aceea de a păstori biserica din Ploiești. Și de asemenea mai este iarăși un credincios tot din adunările Frățești Libere din Elveția, Paul Pere, și el a scris foarte mult. Așa, în București este dintre personalitățile care au influențat foarte mult, a fost Florea Moisescu. Avea o pană extraordinară, scria extraordinar și a fost și editor la mai multe publicații. De asemenea, Marin Ionescu, Oprea Gheorghe, Braunstein, în Ploiești, Gheorghe Giuvelea, Ion Giurea, Alexandru Panaitescu, care a scris Concordanța, singura care a concordanță în limba română. De asemenea, Nicolae Tonoiu, David Teodorescu, Vică Dumitrescu, Victor Dumitrescu, Silviu Cioată, în Ploiești. În Oltenia, Stanse Gărceanu este cel care a contribuit foarte mult. De asemenea, în Sibiu, Vili Frici, Ernest Nicheș, deci sunt Tița în Brașov. Sunt personalități, oameni cu o viață extraordinară și oamenii aceștia sunt, au rămas un exemplu pentru noi. Haideți să dau un exemplu cu Gheorghe Giuvelea. El era un industriaș și pornise modest, dar prin abilitățile pe care le-a avut, pe care le pusese Dumnezeu în el, a dezvoltat foarte mult și a devenit un industriaș în industria textilă în Ploiești. Și era chiar furnizor de postav al armatei române. Și când au venit comuniștii, au luat tot. El a rămas în mansarda clădirii bisericii, locul bisericii, construcția, a contribuit foarte mult la aceasta, a susținut credincioșii în lucrarea lui Dumnezeu. Dar el a rămas un om integru, un om puternic, un stâlp pentru biserică. Și au încercat în fel și chip ca să-l frângă comuniștii. Dar el a rămas vertical până la capăt. Altcineva a avut un mic atelier, l-a luat, a ajuns ca să fie dependent de băutură, deci a pierdut un mic atelier. Nu cât a pierdut, ce proprietăți și ce fabrici, poziție și tot ce avea, ce pierduse Gheorghe Giuvelea. Dar altcineva a pierdut Temir C, un mic atelier, și s-a apucat de băutură. S-a lăsat de credință. Deci este remarcat modul în care oamenii ăștia, aceștia au știut să trăiască pentru Dumnezeu, indiferent de ce au avut și ce n-au avut. Credința și trăirea cu Dumnezeu au fost mult mai importantă decât... Ceea ce au predicat, au trăit. Acestea sunt exemple pentru noi și ne dau și nouă puterea de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu și după cuvântul Domnului, indiferent de împrejurări. Știu că a fost o perioadă în care cultul creștin după Evanghelie, istoria cultului creștin după Evanghelie, cu ceea ce numim astăzi Biserica Evanghelică, s-au intersectat. Ați putea să ne explicați puțin acest lucru? Dacă originile creștinilor după Evanghelie sunt în mișcarea fraților și adusă prin misionarii din Elveția, Anglia și apoi Germania, în ceea ce privește adunările tudoriste sau Biserica Evanghelică Română, cum se numește astăzi, ele au o origine autohtonă. Și aceasta prin mișcarea pe care a adus-o Tudor Popescu. Era preot la Cuibul cu Barză, la Biserica Cuibul cu Barză din București. El s-a întors la Domnul. Înaintea lui, Dumitru Cornilescu se întorsese la Domnul, citind Biblia și traducând Biblia. Și când și Tudor Popescu s-a întors la Domnul, a început să predice Evanghelia.
el a fost caterisit și a trebuit ca să se separe de Biserica Ortodoxă. Și Dumitru Cornilescu a tradus Biblia, iar el a avut un eveniment în care i-a spus soțului unei doamne care venea la biserică, i-a zis că este păcătos și că trebuie să se pocăiască. Și atunci acel bărbat a zis că l-a ofensat și l-a provocat la duel pe Dumitru Cornilescu. Era general în armata română. Și dacă știți, Dumitru Cornilescu a avut o pareză din cauza faptului că a scris de 4 ori Biblia de mână. Mâna lui trebuia susținută, a fost susținută permanent de o proteză. Și cum să participe la duel. Și a trebuit să prietenii l-au ajutat să plece din țară așa peste noapte, urmând să se întoarcă. Dar, ajungând în Elveția și apoi în Anglia, el a primit acel premiu pentru o nouă traducere de la Societatea Biblică Internațională și a primit 1 milion de franci elvețieni, cred, și o parte din banii aceia și cumpărat, din câte am înțeles, clădirea din Carol Davila. El s-a atașat ulterior de niște biserici darbiste, cum spuneam, frații exclusiviști. Uh-huh. Și când Tudor Popescu avea o întrebare, răspunsul pe care îl dădea Dumitru Cornilescu și cărțile și tot erau ale lui Darby. Dumitru Cornilescu îi dădea aceste răspunsuri, dar Tudor Popescu era un păstor cu inimă caldă, așa. Nu era atât de dogmatic și de sec cum era Darby. Și răspunsurile acestea le-a folosit într-o oarecare măsură și au fost influențați de mișcarea fraților cu ramura aceea exclusivistă. Acum, autoritățile române au cerut și altor culte ca să primească pe creștinii după scripturi. Așa s-au intitulat ei. Tudoriști. Noi eram tudoriști. Noi eram creștini după Evanghelie, ei s-au numit creștini după scripturi. Și nu au vrut să-i primească din cauza faptului că aveau doctrină diferită legată de botez. Botezul copiilor, pe când la celelalte, mai ales la baptiști și la creștini pe Evanghelie, este botezul credinței, când omul este conștient de ceea ce crede. Și atunci au vorbit cu creștinii pe Evanghelie. Și creștinii pe Evanghelie, open brethren, frați deschiși, și au zis da. Au demonstrat că sunt frați deschiși. Frați deschiși, sigur. Și au funcționat ca două ramuri, ramura 1, creștini pe Evanghelie, și ramura 2, adunările tudoriste, au funcționat până în anul 1990, imediat după Revoluție, din 1939 până în 1990. Deci cumva aceste intrarea bisericii după scripturi sau tudoriștii, de fapt sub cultul creștin după Evanghelie, de fapt a adus în România cumva într-un anumit fel cele două ramuri, Open Brotherhood și Closed Brotherhood, deși cred că înțeleg la dumneavoastră că exista o diferență între tudoriști și Closed Brotherhood, în sensul că botezul credinței era practicat de frații din mișcarea lui Darbin, în schimb frații tudoriști... Nu, și la ei este botezul copiilor. Deci cumva cele două mișcări s-au regăsit într-un final și în România. Da, dar mișcarea fraților, vorbim acum despre adunările exclusiviste, nu se regăsesc total în Biserica Evanghelică Română. După Revoluție s-a înființat cultul Biserica Evanghelică, care este... Sau noi am rămas Biserica Creștină pe Evanghelie, iar ei au format o nouă biserică, Biserica Evanghelică Română. Mai avem
câteva minute din emisiune și aș vrea să vă întreb, după ce am făcut această incursiune în istorie, cu siguranță timpul n-am fost suficient să explorăm toate aspectele, ce v-ați dorit dumneavoastră să vedeți în Biserica Creștină după Evanghelie în următorii ani? Care ar fi așteptările dumneavoastră, având în vedere că ați reflectat asupra istoriei bisericii, am văzut elementele care s-au desprins din această istorie. Ce aspirații ați avea dumneavoastră pentru Biserica Creștină după Evanghelie? Aș porni de la ceea ce am stabilit în cadrul Bisericii Creștine pe Evanghelie Agape din Ploiești, unde sunt membru. Și noi am stabilit creștere și conlucrare. Creștere spirituală și conlucrare în slujirea lui Dumnezeu. Cred că noi avem o problemă și poate nu se regăsește numai la creștini pe Evanghelie, poate și la alte culte evanghelice. Este faptul că s-a dezvoltat un creștinism evanghelic cultural, în care sunt oameni care se încadrează foarte bine în doctrinele și în practicile generale ale creștinilor evanghelici, dar nu este profunzimea aceea spirituală. Și cred că aici este o nevoie ca să se revină la dragostea pentru Dumnezeu, dragostea pentru cuvântul lui Dumnezeu, dragostea de frați, să se revină la acea dorință de a crește spiritual, ca în fiecare să se vadă roada Duhului lui Dumnezeu, de asemenea conlucrare, să fie râvna Evangheliei, să fie râvna aceea de a sluji, de a fi de folos în societate. Societatea umană are atâtea nevoi și biserica se poate implica în felul acesta, slujindu-L pe Domnul Iisus Hristos și predicând Evanghelia prin cuvânt și faptă. Deci, cred că trebuie crescută râvna, pasiunea pentru a-L sluji pe Dumnezeu. Deci, din punctul de vedere al aprofundării doctrinei, ceea ce noi nu am avut până acum, avem și noi, este vorba de Institutul Teologic Creștin pe Evanghelie Timoteus din București, avem și noi un institut, un învățământ la nivel universitar, avem școli de misiune, avem de asemenea la nivelul zonelor, avem diferite școli, dar pe lângă acest efort care se face de echipare, pe lângă acesta trebuie acea relație puternică cu Dumnezeu, care să se manifestă în trăirea personală, în a-L urma pe Domnul Iisus Hristos ca ucenici, în care se reflectă caracterul, chipul Domnului Iisus Hristos și apoi slujirea semenilor. Creștere și conlucrare. Vă mulțumesc foarte mult pentru că în seara aceasta ați fost cu noi și pentru că prin această incursiune în istoria Bisericii Creștine după Evanghelie ați adus pentru noi toți o provocare, și anume acea nevoie de a fi într-o relație profundă și autentică cu Domnul Iisus Hristos, de a-L mărturisi pe Iisus Hristos oriunde ne-am afla și oriunde există Evanghelia și există cealaltă credincios, se naște adunarea. Și această adunare se multiplică nu prin mecanisme și tehnici omenești, ci prin lucrarea pe care o dă Duhul Sfânt și Evanghelia. Vă mulțumim foarte mult pentru că ați fost cu noi în seara aceasta și sperăm să putem continua și despre doctrina, învățătura pe care Biserica Creștină după Evanghelie o are. Vreau să spun și celor care ne-au urmărit, vă mulțumim pentru că ați fost cu noi. Sunt toate aceste incursiuni în identitățile bisericilor evanghelice, nu au alt scop decât să ne ajute pe noi să înțelegem mai bine cum trăiesc creștini în această țară și cum ar trebui să trăim Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Domnul să ne ajute pe toți, Dumnezeu să ne ajute pe toți să trăim ceea ce citim din această carte în fiecare zi, indiferent de situația și situațiile prin care trecem, inclusiv în această situație dificilă de pandemie în care suntem. Vă doresc tuturor o seară bună!